Bine v-am regăsit, dragii mei, la un nou video interactiv. Haideți să facem în această seară o etalare interactivă cu tema Mă împac cu persoana iubită? Există șanse? Pentru că am văzut în comentarii că mi-ați lăsat o dorință să facem un video cu această temă. Bun, și la fiecare etalare în parte vom adăuga și câteva bilețele cu mesaje din partea persoanei respective pentru voi. Să nu uitați că eu notez minutele pentru fiecare etalare în parte, iar voi le veți găsi mai jos în descriere, împreună cu datele mele de contact. Și să nu uitați că programările pentru etalările personale se fac doar prin SMS sau mesaj pe WhatsApp. Bun, nu am pus nimic de ales, va trebui să vă alegeți un număr de la 1 la 3, ok, să vă gândiți foarte bine înainte. Am văzut că mulți dintre voi alegeți 1, 3, 1, 2 sau 2 și 3. Puteți să alegeți câte numere vreți. De asemenea, dacă nu vă regăsiți la un număr, puteți să alegeți altul. Bun. Haideți să începem cu etalarea numărul 1. Să vedem dacă există șanse pentru cei de la etalarea 1. Să vă împăcați cu persoana iubită. Pentru cei de la etalarea 1, vă împăcați cu persoana iubită? Ce simte persoana voastră pentru voi? Cei de la etalarea numărul 1. Ce simte pentru voi? Ce intenție are către voi? Persoana iubită pentru cei de la etalarea numărul 1. Ce simte pentru voi? Ce intenție are către voi? Aici este o situație în care foarte multe lucruri au fost ascunse. Probabil că aveți a face cu cineva din gemeni, balanță, vărsător, pești. Au fost multe lucruri ascunse. Cineva nu și-a ascultat intuiția. Din câte văd, cineva își va asculta intuiția și și-a ascultat-o mai nou. Ok? Ce simte pentru voi este un dezechilibru. Persoana asta este foarte dezechilibrată. Există cineva aici care s-a rănit prin propriile fapte, ca să spun așa, cu propria mână și în același timp acuză pe celălalt, adică pe voi, că voi ați fi de vină că această relație a eșuat. Bun. Persoana asta mai simte o confuzie totală, o zăpăceală. Dar în același timp este foarte hotărâtă, pentru că este o persoană mai mult logică. Persoana asta a gândit mai mult logic când vine vorba de voi. N-a gândit cu inima, nu și-a arătat adevăratele sentimentele sau și-a reprimat sentimentele, a preferat să gândească mai mult logic decât să se arunce cu capul înainte, deși voi ați iubit persoana asta foarte mult, și a explorat foarte mult opțiunile în această perioadă când ați fost despărțiți, în special încercând să vă uite, dar n-a reușit acest lucru. Persoana asta își dă seama că vă iubește foarte mult și ține la voi. Realizează într-un final că trădarea pe care v-a făcut-o a fost una foarte mare. Persoana asta, deși a plecat din viața voastră sau voi ați plecat din viața acestei persoane, v-a urmărit în permanență. Curiozitate, luptă interioară, stagnare. Pot să spun că persoana asta își dorește să se împace cu voi. Da, există o cereri de scuze. Există un compromis pe care această persoană l-a făcut pentru a vă uita. Este o persoană care mai degrabă a spus, îmi folosesc partea logică, îmi folosesc partea care nu simt nimic, pentru că așa am fost crescută, pentru că așa am văzut în familia mea, pentru că așa am văzut că este ok. Pentru propriul interes, pentru propriile nevoi. De a fi în alte relații sau să încerc să fiu în alte relații, să uit persoana asta și apoi să pot să fac ce este bine doar pentru mine. Dar persoana asta nu o să mai poată stea foarte mult în această energie, pentru că practic este împinsă din partea Universului să facă o schimbare față de voi. Pentru că este ca și cum o persoană se forțează aici să nu iubească. Iar persoana asta practic iubește din tot sufletul.
Și oricât de logic sau logic ar încerca să fie, oricât de mult și-a reprimat sentimentele, pentru că văd o persoană care bea foarte mult sau încearcă să-și preocupe timpul cu diverse lucruri amețitoare, înțelegeți voi, pentru a vă uita, încearcă, e un du-te vino, nu știe pe ce drum să o ia, are momente de cădere, depresii și așa mai departe. O persoană care nu doarme, o persoană care încearcă să-și ocupe timpul în permanență cu ceva, dar ceva nociv, nu ceva bun, doar ca să vă uite. Este o persoană care vă privește în permanență. Că este pe site-ul de socializare, că este faptul că vă urmărește în jurul casei sau la locul de muncă, dar este o persoană care în permanență este cu ochii pe voi. Recunoaște că s-a comportat imatur cu voi. Recunoaște lucrul ăsta. Își recunoaște singur sau singură. Și în același timp, tot singur sau singură, este ca și cum cineva se pune în fața oglinzii și spune nu, eu contez. Până la urmă trebuie să-i găsesc cusura acestei persoane sau probleme ca să îmi găsesc mie o scuză că relația asta n-a funcționat. Ok, haideți să vedem o mică clarificare a cărților de pe masă. Persoana asta n-a încetat nicio clipă să aibă o speranță la voi. Văd că a existat o altă opțiune pentru care, sau care a încercat să aibă o relație, poate fi cineva dintr-o zodie de apă, rac pe scorpion, o femeie dintr-o zodie de apă. Persoana voastră iubită poate să mai fie leu, berbec, săgetător, pești, vărsător. Persoana care a avut o relație este o zodie de apă, ok, o femeie dintr-o zodie de apă, dar poate fi și bărbat. Luați cum rezonează pentru voi. Părăsește această energie și apoi încearcă. Ok, deci persoana asta este foarte reținută. Încearcă să-și facă curaj să vină către voi. Încearcă acest lucru foarte mult. Să se hotărască să vă spună adevărul. Pentru că persoana asta este ca și cum vreau să mă împac, dar când ajung acolo, nu știu ce să spun acestei persoane. Și atunci sunt reținută, încerc să mă abțin, urmăresc, spionez, dar nu intervin pentru că momentan nu am discursul pregătit. Sau dacă mi l-am pregătit, când ajung la destinație, se dă totul peste cap și nu știu ce să spun. Ok. Într-un final, persoana asta va reuși, pentru că încă nu este vindecată această persoană. Nu este absolut deloc vindecată, va reuși, nu are un loc de muncă, exact așa cum ați cunoscut această persoană, dacă ați ajutat persoana asta financiar și nu avea un loc de muncă. Și asta a fost problema dintre voi doi. Faptul că persoana asta a fost pe interes sau faptul că persoana asta v-a dat de înțeles că este pe interes, ok, și toate responsabilitățile au fost pe umerii voștri. Persoana asta nu este vindecată. Este ca și cum încă nu are ce să vă ofere. Iar persoana asta regretă din tot sufletul ce v-a făcut, dar în același timp știe că nu este pregătit sau pregătită, ok? Și că voi vă veți opune acestei situații. Ok. Persoana asta nu vrea să rămână fără voi. Poate mulți dintre voi aveți foarte mult timp de când sunteți despărțiți. Și aici este o roată care s-a întors cu turnul. Asta sau urmează să se întâmple. Asta este plata acestei persoane. Ia să văd turnul pentru persoana voastră iubită. La etalarea numărul 1 mai trebuie să aveți răbdare, pentru că persoana asta trebuie să se vindece. Ok, turnul va fi hotărârea acestei persoane împreună cu luna, și anume hotărârea, lupta dintre minte și suflet. Ia să vedem ce va hotărâ cu în privința voastră cu doi de săbi invers. Va hotărâ că vrea să-și asume responsabilitatea. Ce va hotărâ cu doi de săbi invers în privința voastră, persoana voastră iubită? Taur bebec. Voi, dacă sunteți leu, berbec, săgetător, ce va hotărâ cu doi de săbi invers? Voi, dacă aveți de-a face cu un leu berbec săgetător și sunteți domni,
persoana asta va hotărâ să meargă mai departe și nu mai acceptă oferta de împăcare sau nu-și mai dorește împăcare. Ok? Dacă voi sunteți doamne din Leu Berbec Săgetător și aveți de-a face cu cineva Taur Fecioară Capricorn, Rac pe Scorpion, Vărsător, Balanță, persoana asta va hotărâ că este o povară să trăiască fără voi și va hotărâ să că a pierdut o oportunitate unică și să vină către voi cu o ofertă foarte serioasă. Ok. Dar ce își va da seama că simte pentru voi cu doi de săbi invers? Își va da seama că vrea să existe egalitate între voi. Își va da seama că sentimentele sunt... este un sentiment reciproc. Își va da seama că... Dar spaima acestei persoane este oare persoana asta mai simte același lucru pentru mine? Pentru că eu acum am început să simt dragoste, iar persoana asta când m-a iubit, eu nu am fost disponibil sau disponibilă. Sau m-am închis în mine și n-am putut să fac aceste lucruri. N-am vrut să fac aceste lucruri. Mi-am reprimat totul. Ok? Clar aici există șanse de împăcare și va exista o împăcare, bineînțeles dacă vreți și voi sau dacă vrea și persoana care sunteți, depinde de ce parte sunteți, ok? Dar va trebui să mai așteptați pentru cei care aveți de-a face cu această persoană care este încă în vindecare. Pentru că aici intervine judecata și judecata este divinitatea care intervine să așeze lucrurile și anume să-i arate acestei persoane că fericirea este lângă voi, să-i arate lucrurile clare. Să înveți această persoană că nu se poate trăi în minciună. Ok? Și acum am strâns cărticelele și vreau să punem niște bilețele. Ok? Haideți să vedem niște mesaje din partea persoanei voastre iubite pentru cei de la etalarea numărul 1. Mesaje pentru cei care sunteți despărțiți din partea persoanei voastre iubite, pentru cei de la etalarea numărul 1. Mesaje. Ok, primul mesaj pe care îl văd este agresivitate. Poate persoana asta a fost o persoană mult prea agresivă cu voi. Poate are această problemă din cauza viciilor sau din cauza unei probleme, unei din copilărie sau este pur și simplu caracterul acestei persoane sau are o problemă interioară pe care refuză, despre care refuză să vorbească sau pe care refuză să o vindece. Tu ești lumina din viața mea întunecată. Ok? Respect. Persoana asta vă respectă foarte mult. Mesaje din partea persoanei iubite. Sinceritate, fidelitate, fericire, reușită și reuniune. Deci, vă veți împăca cu această persoană, pentru că așa vă vede această persoană. Și asta vrea să vă ofere. Te iubesc. Ok. Persoana asta vă iubește, a realizat că vă iubește. Avem Săgetător Capricorn, ok? Mesaje din partea persoanei voastre iubite pentru cei de la etalarea numărul 1. Este foarte multă gelozie aici, pentru că îmi cad foarte multe bilețele galbene. Ok? Este și foarte multă pasiune. Am și bilețele roz, dar este foarte multă gelozie. Și cred că gelozia este de partea celui care a rănit în această relație pentru că a realizat că iubește. Am greșit, nu eram lucid sau lucidă, vreau să repar totul. Exact. Am pierdut atâta timp stând despărțiți, vreau să recuperăm tot timpul pierdut. Persoana asta regretă că a pierdut un timp, a făcut lucrul ăsta inutil. Vreau să-mi asum responsabilitățile cu tine. Exact ce vă spuneam, persoana asta este pregătită să-și asume responsabilitățile. Este și o energie foarte profundă aici de parte financiară, având în vedere că avem și bilețele verzi. Numai mama a fost de vină, poate a influențat persoana voastră iubită, nu renunț la tine, o să te caut, vreau să fac tot posibilul să te recuceresc. Bun, deci este clar că persoana asta vă iubește, dar din punct de vedere financiar nu este pregătită sau pregătit
vă respectă foarte mult, are multe lucruri pe care trebuie să și le vindece, și anume comportament, agresivitate, viața asta destrăbălată de anturaje, de afaceri ilegale, pentru că am simțit o energie de genul acesta. Este cineva care a refuzat foarte mult să-și arate sentimentele către voi, pentru că v-a iubit, vă iubește cu adevărat, dar într-un final n-a avut ce să mai facă. Ok, atât am avut pentru cei de la etalarea numărul 1, eu vă mulțumesc. Haideți să trecem la etalarea numărul 2. Haideți să vedem pentru etalarea numărul 2. Vă împăcați cu persoana iubită? Există șanse de împăcare cu persoana iubită pentru cei de la etalarea numărul 2? Ce simte persoana iubită pentru cei de la etalarea numărul 2? Ce intenții are către voi? Există dorință de împăcare? Ce simte persoana iubită pentru cei de la etalarea numărul 2? Ce intenții are către voi? Există dorință de împăcare? Ok, au sărit mai multe cărți. Persoana asta se confruntă cu o pierdere foarte mare pe partea financiară. Poate are o afacere de familie sau poate s-a băgat în niște afaceri, nu neapărat ilegale, dar niște afaceri împreună, poate cu 3 persoane, 5 persoane. Persoana asta, din câte văd, da, vă iubește foarte mult. Este chiar speriat sau speriată de cât de mult vă iubește. Chiar există foarte multă iubire. Și să știți că veți primi comunicare foarte rapid din partea acestei persoane. Conflictul ăsta interior. Avem gemeni, foarte mult gemeni. Avem leu săgetător. Avem rac, scorpion. Poate fi și pești. Taur, nu știu dacă am spus, dar persoana asta vă iubește foarte mult. Foarte mult. Și urmează ca persoana asta, după o perioadă în care vă urmărește, urmează să vă contacteze. Ok, dar aici există un conflict. O să facem și clarificare. Vreau să fac clarificarea cărților de pe masă. Ok, să revin la partea cu ce a făcut această persoană. Poate v-a lăsat pentru a treia persoană sau pentru părerea familiei, anturajului și așa mai departe. Dar mai văd că persoana asta este foarte posibil să fi făcut un sacrificiu pentru bani, să fi plecat undeva într-o altă țară, dar decizia pe care a luat-o a fost una eronată, foarte greșită și l-a costat sau a costat-o foarte scump. Pentru că, din câte văd, a rămas fără acest loc de muncă, a rămas fără aceste persoane care au trădat persoana voastră, iar persoana asta s-a simțit într-un final ca un fraier sau ca o fraieră pentru ce a făcut, iar acum este speriat, speriată, stă în gardă. Cineva urmărește această persoană, cineva amenință această persoană, ok, datorează bani unei femei sau unui bărbat. Nu știe cum să vă spună asta. Ok, clarificarea cărților de pe masă pentru cei de la etalarea numărul 2. Ok, conflictul poate fi cu o persoană care mai este prezentă în viața voastră. Poate fi un alt bărbat, dacă sunteți doamne, sau o altă femeie. Probabil conflictul este că această persoană știe că sunteți cu altcineva sau conflict. Da, ăsta este conflictul. Că mai există o a treia persoană, dar este referitor la voi. Cine are o a treia persoană sau cine a rănit și cealaltă persoană deja și-a găsit pe altcineva. Sau se crede că mai există o a treia persoană. Ok? Acesta este conflictul. Însă, voi veți simți că roata s-a întors o dată ce această persoană vine aproape plângând în fața voastră să vă ceară iertare pentru ce v-a făcut. Comunicarea vine foarte hotărâtă.
dragoste reciprocă, ok? Pentru că persoana asta vine să-și deschide sufletul într-un final, să spună vreau să-mi deschid sufletul către tine și uite, simt cu regina de cupe și șase de pentacule același lucru pentru tine. Dar mi-a trebuit 1000 de ani ca să-mi dau seama de lucrul ăsta. Ok? Asul de cupe cu 7 de săbii nu prea îmi place foarte mult, dar în același timp este energia acestei persoane în care a mințit pe cineva că iubește pentru parte financiară cu cineva care a colaborat, persoana asta căreia îi datorează bani. Și nu este vorba despre voi. 5 de pentacule cu asul de săbii vorbește despre m-am trezit, ce am făcut și ce am pierdut. Cum am putut să pierd persoana mea iubită? A clădisem ceva foarte serios. Exista o investiție destul de mare în relația asta, avansasem destul de mult. Cum am putut să dau înapoi sau să aleg altceva? Se dorește un nou început, ok? Se dorește în a face o ofertă serioasă chiar de căsătorie. Persoana asta este intimidată de voi pentru că acum vă vede exact așa cum sunteți. Persoana asta, având, nu știu cum să spun, un grad de narcisism foarte mare, persoana asta tot timpul se credea mai presus ca voi. Nici nu v-a văzut adevărata valoare, nici nu a văzut cine sunteți voi cu adevărat și ce puteți sau ce persoane deosebite sunteți. Iar acum vă vede împărătese. Și persoana asta cu un nou de bute este intimidată de voi. Este foarte intimidată de voi. Vreau să văd, deci așteptați-vă, dacă voi vă doriți să vă împăcați, persoana asta oricum vă caută. 7 de săbii. 7 de săbii. Vreau să văd de ce este acest 7 de săbii aici. Este dezechilibru acestei persoane cu 4 de cupe pentru că voi nu mai vreți sau cine a fost rănit aici nu mai vrea. Ok? Cealaltă persoană știe? Nu mă mai vrea. E clar. Nu mă mai vrea. Din toate minciunile cu 7 de săbi și ascunzișurile și toate astea, persoana asta să afle... o secundă. Să afle... Și ce am mai făcut pe deasupra, pe lângă toate prostiile pe care le-am făcut, ok? Să afle pe deasupra ce am mai făcut pe lângă toate prostiile pe care le-am făcut și să se mai adauge la cazierul meu, ok? Asta ar însemna că persoana asta oricum nu mă mai vrea, dar să mai afle și lucrurile astea e deja ușa închisă. Persoana asta gândește că nu-l mai vreți sau nu mai vreți. Și atunci, de ce persoana asta este reținută cu 4 de pentacule? Nu este vindecată, este într-o transformare foarte mare. Este confuză, exact cum v-am spus, nu mă mai vrea, nu știu ce să fac. Deci persoana asta nu știe pur și simplu ce să facă, dar într-un final... V-am spus, într-un final vă caută, pentru că nu poate să reziste fără voi. Pentru câțiva dintre voi sunteți despărțiți de 8 luni, 7 luni, 10 luni, pot fi săptămâni, pot fi zile, pot fi ani, ok? Și va fi un șoc la revenirea acestei persoane în viața voastră. Haideți să vedem. Mesaje din partea persoanei voastre iubite pentru cei de la etalarea numărul 2. Mesaje. Ce vrea să vă comunice această persoană? Sunt bolnav? Bolnavă. Ok, persoana asta este posibil să fie foarte bolnav, bolnavă. Mesaje din partea persoanei pentru iubite pentru cei de la etalarea numărul 2. Ok, defăimare. Persoana asta a fost defăimată sau recunoaște că v-a făcut asta vouă. Sunt bolnav, bolnavă. Persoana asta este foarte bolnav sau bolnavă. Poate fi pe fond emoțional, poate fi fizic. Vicii, alcool și droguri. Deci clar, persoana asta suferă de așa ceva. Vreau să scap din această situație în care m-am băgat singur sau singură. E clar, persoana asta este într-o situație foarte urâtă. Mesaje din partea persoanei. Ok.
vărsător, respect. Mai avem gemeni, taur, fecioară. Deci cineva vrea să scape dintr-o situație în care sunt implicate gemeni, fecioară, taur. Poate chiar un vărsător. Te iubesc, acum știu asta. Este prea târziu? Persoana asta, exact ce v-am spus, este intimidată de voi. Îi este teamă că este prea târziu. Încă un mesaj. Încă un mesaj, dar o sărit 100. Te doresc foarte mult, februarie. Poate persoana asta o să vă caute tocmai în februarie, sau poate ziua de naștere acestei persoane este în februarie, sau februarie semnifică ceva pentru voi. Te iubesc, ok? Iresponsabil, aveam la baza bilețelelor. Și a și sărit acest bilețel. Da, persoana asta a fost iresponsabilă să facă toate lucrurile astea. Lipsa ta m-a schimbat. Sunt singur sau singură, nu sunt cu nimeni. Nu știu cum să repar ce am stricat. Exact cum v-am spus, persoana asta o să vă caute într-un final, ok? O să vă împăcați, dar lăsați-l să găsească drumul către voi sau lăsați-o. Pentru că a făcut-o urâtă de tot și voi știți asta. Bun, atât am avut și pentru cei de la numărul 2. Haideți să trecem la etalarea numărul 3, ultima. Haideți să vedem pentru numărul 3. Vă împăcați cu persoana iubită, cei de la etalarea numărul 3. Ce simte persoana iubită pentru cei de la etalarea numărul 3? Ce simte pentru voi? Ce intenție are către voi? Există dorință de împăcare? Ce simte persoana voastră iubită pentru cei de la etalarea numărul 3 pentru voi? Ce intenție are către voi? Există dorință de împăcare? Aici este cineva din rac pe scorpion care are o povară în legătură cu o zodie de foc, leu, berbec, săgetător. Și aici vine turnul, clar. Turnul încheie ceva și anume o indecizie legată de o opțiune, ok? Poate fi o femeie mai tânără din rac pe scorpion sau taur. Haideți să vedem. Ok. Cineva aici este în defensivă cu o energie de vicii, de străbălare, minciuni, gândire diabolică. Poate cineva are un cult anume, crede în ceva sau are anumite tradiții foarte ciudate aici. Cine iubește aici este în defensivă cu acest lucru. Da, persoana asta o să vă dea vești. Nu știu de ce simt nevoia la etalarea numărul 3 să spun că mai mult voi veți da vești. Pentru că veștile pornesc la voi. Dacă cumva, pentru câțiva dintre voi trebuie să auziți și voi sunteți cei care ați greșit la etalarea numărul 3, voi veți fi cei care veți iniția împăcarea. Doar pentru cine trebuie să audă. Ok. Pentru că vă dați seama că nu vreți să fiți singuri fără această persoană, vă dați seama că nu vă mai doriți un stil de viață în a vă explora opțiunile și că alegerile pe care le-ați făcut au fost greșite și că acele persoane nu v-au iubit, nu v-au dorit așa cum a făcut-o persoana asta de care întrebați, ok? Și simțiți că aici roata s-a întors și iubiți această persoană și vă doriți înapoi, dacă este pentru cine a greșit. Dacă voi sunteți cei care așteptați din partea cuiva, trebuie să știți că această persoană
că voi, pardon, mă scuzați, sunteți împotriva acestei energii, tot am senzația asta că aici, la etalarea numărul 3, voi sunteți cei care ați făcut-o și trebuie să inițiați împăcarea, ok? Eu doar, sunt doar cititorul, ok? Cineva nu-și dorește să mai rămână singur aici și cineva inițiază o conversație, cineva știe că i s-a întors roata pentru ceea ce a făcut și își dorește să și recunoască și să-și recunoască singur sau singură lui sau ei ce a făcut mai exact, ok? Haideți să vedem clarificarea cărților de pe masă, clarificarea cărților de pe masă pentru cei de la etalarea numărul 3. Cineva vrea să facă o propunere aici a unui leu, foarte serioasă, se face un drum, se dorește o victorie cu asul de cupe, de un nou început, moartea, se încheie o situație cu un scorpion sau cineva recunoaște că și-a plătit karma și că l-a ajutat sau a ajutat-o la transformarea lui sau ei. Aici 5 de pentacule și 4 de săbii este ca cineva trebuie să piardă ceva ca să reușească să vindece anumite părți negative pe care le avea, trebuie să piardă ceva ca să știe să aprecieze ce a pierdut. Ok. Persoana care a greșit aici își dorește căsătorie cu cea pe care a trădat-o. Cineva își recunoaște singur sau singură, am stat prea mulți ani de zile legat sau legată în aceste anturaje, acest mediu de viață, acest stil de viață. Am fost prea anxios, prea întunecat, prea negativist, prea energia asta negativă nu mi-a adus decât rău. Schimbarea trebuie să pornească de la mine ca eu să-mi găsesc echilibrul. Ok, și echilibrul îl voi găsi doar atunci când voi împinge aceste energii și voi căuta să fiu o persoană pozitivă, o persoană care să-și recunoască singur greșelile ca să-și asume responsabilitățile. Ok, care, de care parte sunteți, indiferent, da, există șanse de împăcare. Dar nu știu, aici simt că persoana care a fost rănită e cam greu de recucerit. Vreau să văd acest diavol. Exact. Turnul încheie diavolul, care poate fi chiar un capricorn. Taur, fecioară, capricorn, o persoană care a adus tot rău pentru persoana care a decăzut aici, a pierdut persoana iubită. Poate voi, dacă sunteți domn, recunoașteți că ați decăzut din cauza unei persoane care v-a tras în jos, poate fi prietenă, prieten, taur, fecioară, capricorn, care n-a făcut decât să vă despartă de persoana iubită, care poate fi leu, berbec, săgetător, sau dacă sunteți domni, ați oscilat între un taur, fecioară, capricorn, leu, berbec, săgetător, iar turnul, tocmai de asta vine, ca să arunce în aer, pentru că aici e vorba de îndrăgostiți, vă dați seama că este suflet pereche cu această zodie de foc, este un leu, și să arunce în aer această persoană din Taur, Fecioară, Capricorn, care era un 7 de săbii, și anume persoana asta doar vroia să vă despartă de persoanele pe care le iubeați sau de persoana pe care o iubeați. Pentru alții dintre voi, wow! Pentru alții dintre voi există 3 femei sau 3 bărbați. Ori persoana care aveți de-a face are așa ceva. O femeie într-o zodie de apă, rac pe scorpion. O femeie într-o zodie de pământ, taur, fecioară, capricorn. O femeie într-o zodie de foc, leu, berbec, săgetător. Iar persoana asta face o gândire profundă cu eremitul. Să-și dea seama ce vrea cu adevărat și atunci se ajunge la lună. Adică gândirea aia dintre minte și suflet. Pentru că simt că taur, fecioară, capricorn, rapet, scorpion sunt doar niște opțiuni de afaceri. Eu văd 7 de săbii, se ia ceva de acolo din punct de vedere financiar, sexual sau pentru propriile avantaje. Având cavalerul de pentacule, este ceva financiar, ok? Iar aici cineva într-un final se decide că nu mai poate să trăiască într-o minciună și că vrea să-și asculte intuiția și atunci se duce foarte grăbit către persoana la care visează și pe care o iubește. Și cred că este această exact zodie de foc, leu, berbec, săgetător, leu, berbec sau săgetător, ok?
și își dorește să meargă mai departe cu această persoană către căsătorie, însă această persoană s-ar putea să refuze. Bun, luați cum rezonează pentru voi. Haideți să trecem și la bilețele. Pentru cei de la etalarea numărul 3, mesaje din partea persoanei voastre iubite, pentru cei de la etalarea numărul 3, mesaje, ce vrea persoana voastră iubită să vă comunice, balanță, avem, nu renunț la tine, o să te caut, vreau să fac tot posibilul să te recuceresc. Văd gelozie și parte financiară mai mult aici și impuneri, iartă-mă. Cineva vrea să se impună foarte mult aici, îmi lipsește enorm, mă gândesc la tine în fiecare seară. Cineva este foarte materialist aici, foarte materialist sau materialistă. Mereu te urmăresc și vin către casa ta, vreau să-mi fac curaj să te sun. Asta este partea romantică din această persoană. Însă, ok, problema a fost la mine. Mă simțeam complexat, te vedeam așa capabilă sau capabil și puternică sau puternic și eu nu mă simțeam în stare de nimic. Cineva are probleme cu încrederea de sine aici. Vreau să ne întâlnim, să stăm de vorbă foarte serios. Leu. Avem berbec, rac, împăcare. Clar, cineva vrea să se întâlnească cu voi sau voi dacă ați făcut asta, vreți să vă întâlniți cu persoana asta, să discutați foarte serios, să vă împăcați și să vă cereți iertare sau să primiți iertare din partea acestei persoane. Bun, aceasta a fost și etalarea numărul 3, acesta a fost video interactiv în această seară. Dacă v-a plăcut, nu uitați să vă abonați, să dați un like, să dați un share. Eu vă pup și vă aștept la un nou video.